Astăzi vă invităm să descoperiți povestea formidabilă a comunei Margina din județul Timiș, care a devenit o adevărată destinație turistică în doar câțiva ani. Chiar dacă inițial nu părea atractivă pentru turiști, această comunitate a reușit să creeze evenimente de neuitat care atrag acum mii de turiști din toate colțurile lumii. Iar motorul acestei transformări impresionante este Damaris Sivu, de la infocentrul turistic Margina. Bun găsit, Damaris! Suntem la Margina. Noi ne știm de mai mult timp în prisma evenimentelor pe care tu le organizezi. Suntem într-o comună care nu este foarte cunoscută pentru obiective turistice, dar este cunoscută pentru turismul pe care voi îl faceți aici, datorită evenimentelor pe care le organizați. Povestește-mi, te rog, cum a început totul. Bună ziua, bine ați venit, bine ați revenit. În 2017, împreună cu cei de la Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș, sub conducerea fostei directoare Delia Barbu, am luat Viața Mic Dejun la Margina. Este unul dintre proiectele noastre care din 2017 îl lansăm în fiecare an cu ceva nou, pentru că avem deja grupuri care revin de fiecare dată și nu dorim să creăm monotonie. Pe lângă Mic Dejun la Margina, din 2019 avem și Banat Brunch. Am făcut diferite evenimente locale în gospodăria oamenilor din comuna noastră și comunele învecinate. Iar pe lângă acestea am încercat să creăm și alte evenimente, gen Sărbătoarea Lavandei sau Cea a Trandafirilor, pentru a valorifica absolut tot ceea ce avem noi în comună și în comunele învecinate de oferit celor care doresc să ne viziteze sau să descopere zona respectivă sau Țara Făgetului, cum mai este și numită această zonă. De câțiva ani, comuna Margina a devenit un exemplu pozitiv în domeniul turismului. Deși nu dispune de multe obiective turistice, oamenii din această comunitate și-au dat mâna și au făcut din Margina una din cele mai vizitate comune din județul Timiș. În fiecare lună a anului, reprezentanții comunității locale organizează cel puțin un eveniment. De la celebrul brunch cu bucate tradiționale care adună turiști străini și români, până la vechile rugi păstrate cu sfințenie în fiecare sat, comuna Margina a devenit gazda unor evenimente memorabile. Ce înseamnă un astfel de eveniment? Cum se desfășoară? În proporție de 100% este în gospodăria oamenilor din comună. Vii, mănânci, vizitezi, vezi cum lucrează, cum își valorifică ei produsele, cum își cultivă legumele sau cum își cresc animalele. Vezi exact totul de la A la Z, tot procesul tehnologic de la ceea ce fac ei. A fost greu să-i convingi pe oameni să se implice în așa ceva? La început, da, pentru că nici ei nu m-au cunoscut, nici eu nu i-am cunoscut pe ei. Am început cu câțiva producători, în jur de 3 la număr, iar acum suntem peste 10, care au intrat în jocul acesta al nostru și facem tururi ghidate pe la gospodăriile lor. Autostrada Vestului a avut impact semnificativ asupra dezvoltării comunei Margina. Cu acces rapid la frontiera cu Ungaria, Margina a devenit o destinație la îndemâna turiștilor, transformându-se într-un model de agroturism. Cum reacționează cei care vin în zona? Sunt plăcuți impresionați, pentru că noi am încercat să lăsăm autenticul așa cum este, să nu ajungem la partea modernă din ziua de astăzi, ci totul să fie cât mai autentic, pentru că teoretic ei asta și caută. Cum îi ajută pe localnici evenimentele astea? Foarte mult, pentru că o parte dintre ei nu mai sunt nevoiți să meargă la piață să-și vândă produsele și le vând direct de acasă. Au început să-și crească numărul efectiv de animale sau de legume. Foarte bine a fost pentru ei. Cam câți turiști ți-a dus în anii ăștia în Margina? Mii de turiști. Încercăm să ținem evidența lor anuală. Doar în primăvara aceasta a fost în jur de 2000 care ne-au trecut pragul. În continuare avem programări, excursii și avem evenimente planificate pe toamnă.
Ei vin și anunțați și neanunțați, adică sunt și, dar noi suntem în permanență deschiși. Infocentrul este deschis de luni până vineri de la 8 la 16. Pe timp de weekend, doar dacă sunt cereri, suntem prezenți la infocentru sau în cazul în care avem evenimente, dar în general suntem veșnic prezenți, răspundem la e-mail-uri, la telefoane și încercăm să-i ajutăm. Comuna Marginea și-a dezvoltat propriul brand turistic, Mic Dejun la Marginea, care a devenit un simbol al zonei. Cu peste 3.000 de vizitatori pe an, această inițiativă s-a dovedit a fi un mare succes. Acest brand nu este doar un slogan, ci reprezintă și o oportunitate pentru producătorii locali. Aceștia își pot marca produsele cu eticheta Mic Dejun la Marginea, creând o legătură puternică între tradiție și gust. De altfel, evenimentul a fost premiat și peste hotare. Știu că voi ați obținut și un premiu important pentru evenimentele pe care le faceți aici la Marginea. Despre ce este vorba? Am încercat să ieșim și internațional. Împreună cu cei de la APDT am fost la diferite târguri internaționale și am optat pentru mai multe concursuri, printre care cel de la Atena din Grecia. Am câștigat premiul respectiv pentru gastronomie și suntem mândri de reușitele noastre, pentru că dacă stăm să ne gândim, suntem o simplă comună din județul Timiș, Marginea, cu 9 sate arondate ei, dar ca și număr de populație suntem foarte puțini, doar vreo 2000 la număr, dar avem foarte mult potențial, zic eu, pentru că din cele 9 sate arondate avem 5 biserici de lemn. Astăzi suntem chiar la una dintre ele, care este și monument istoric, poartă hramul cuvioasei Parascheva și Marginea, pe lângă faptul că a fost cunoscută pentru fabrica de oțet, care din păcate la ora actuală este ruină și nu mai există, are și altceva de oferit. Biserici de lemn, muzeu, meșteri populari, producători locali, plantație de lavandă, de la curtea cea de trandafiri, adică poți în Marginea să faci multe lucruri. Avem și drumuri numai bune pentru a te plimba cu bicicleta, dacă dorești, pentru că avem sub tutela noastră 11 biciclete datorită proiectului Ecotimiș Ecotamis, care le punem la dispoziția celor care doresc să descopere comuna sau zonele învecinate. Mai avem și ceva pensiuni deschise ulterior, care ne-au ajutat foarte mult, pentru că aia s-a și căutat, foarte multă lume venea și întreba unde ne putem caza, îi trimiteam ori la Făget, îi le recomandam, ori mergeau pe partea de cea de Transluncani. Dar acum putem spune că și la noi există în comună cazări. Turiștii care vizitează Marginea pot experimenta tradițiile autentice ale locului. Excursiile cu căruța, plimbările în pădure și mesele tradiționale oferă o experiență unică în mijlocul naturii și a culturii locale. Cu recorduri de turiști în fiecare lună și planuri pentru dezvoltarea de pensiuni în zonă, comuna Marginea pare să aibă un viitor strălucit în industria turismului. Mic Dejun la Marginea continuă să atragă turiști din toate colțurile lumii, iar comunitatea este deschisă la colaborări și extinderea experienței la alte comune. Tot acest succes nu ar fi fost posibil fără Damari Sivu, tânăra care a lăsat orașul pentru satul în care a copilărit. Sunt născută la Lugoj, crescută la Lugoj, doar că bunicii mei se trag dintr-un sat din comuna Marginea, din Coșteiul de Sus, și faptul că am perioada de vacanțe, mi-am petrecut-o aici și alături de ei, într-o perioadă de pauză, de așa, am hotărât să revin la casa bunicilor mei și ulterior, căutându-mi un serviciu, am optat pentru un CV la Primăria Marginea, printre care am și rămas. Din 2015 sunt aici. Lucrez ca și ghid de turist la Infocentrul Turistic din Marginea și nu regret decizia de a veni de la oraș la sat și de a rămâne aici. Eu consider că am făcut lucruri frumoase în comuna noastră și că putem face în continuare astfel de lucruri mult mai frumoase. Nouă nu ne rămâne decât să vă invităm să vizitați Marginea și să vă bucurați de ospitalitatea, tradițiile și gastronomia autentică pe care le oferă. Este o destinație specială care arată frumusețea ascunsă a României și pe care, dacă o vizitați odată, cu siguranță veți reveni.